Deci e ca în greva pe seară. A scăzut, nu? Da, când e mai crescut, îl bagă în bal. E, dar abia e prima zi, mâine îl căutăm noi. Pe la baraj. Pietre, mai. Și noi pe zi că mănâncă. Da. Sunt și mari, dar nu... Nici la aparașul unde? Da, păi nu, eu cred că la cam hali și alău ăsta. Da, da, da. Păi de când am băgat și alău, s-a rărit mult divan. George, ți-a mai tras acolo? Te luți cu monstru? Pui de șalău? Este și șalăi mari, mă, că dădea unul la... Dădea unul la pădure. Și lua bucăți mare. Care mai mult e sumă. O fi soacră să vadă dacă... Ia. Alo? Bună seara! Da, sigur că da. Coletul l-am pus, am luat și 4 bibă până acum. Sunt la filmare aici. Căutăm terenul, acum ne jucăm la un loc aici, că mâine avem noi timp să-l verificăm. Și ce ați luat? A, da, da, da. Da, că trage și la muscăți cu fundă. Da. Se repede peștele. Nu-și dă seama. Păi diferă. De la zile la zile. Cine știe, n-o fi fost acolo? Peștele. Păi le băgați muscă de-aia uscată cu șnur. Că v-am făcut ceva mișto așa. Să le ia pe alea, da. Că în general sare la ce cade prima dată la mare. Și acum dacă dai cu șnurul, ăla e perfect. Da. N-ai treabă, sunt criminale cârligile. Dacă a pus gura pe ăla, s-a terminat. Dar ne-am făcut pe 10. Da. Aia, o să vezi. No, nu e mare. Nu e mare, nu. De aia cu totul, mănca la broasca de 5 cm, 6 cm. Nu, are gura foarte mare. Nu, e mică pentru ea. Bine, păi ne mai auzim atunci. Mă apuc să dau la, că nu pot să vorbesc. N-am de la. Da. Mai caut lucrurile. Și eu mulțumesc. Sănătate multă, da. Și fir întins când vă... Hai, mă sunați și vorbim. Da, la revedere, o seară bună.
E un băiat, te întrebează niște muște. Vreau să văd dacă i-am trimis. I-am trimis, frate, mâine le-ai acolo. Nu o să mai dă. Uite o blăție aici. Și la oameni. Mi-a tras aici. Nu ce înseamnă să cauți peștele. Stai numai în gura barajului. Numai în gura acolo. Dar am ce să vă arăt, că musca mică a scăpat. Mic. Să-l prinde o dată viitor. Nu mai schimb linia. E ser. Indicatra. Minora, dar mai nimic. Este o mică ploaie. Scurtă, 10 minute. La ștefănești. Ce a atacat-o la mama asta. Domnul Emil! Haideți încoa! Nu vrea să zic. Alo, domnul! O să vadă și doi bibane, dar... Ia uitați, domnul Emil, marfa aici. Ia uite, marfa aici. Marfă de marfă. Asta abia să mai prinde cum s-a agățat. Nu s-a îngură. Pămuște. Asta așa a pus salată aici. Ia nici nu am mor. Ce bag la urmă. Dedicație pentru cultură la ruși. A, uite, Cristi aici, marfa. Cum intră biban aici, da. Așa, mă. Ați văzut câte musca de mică și cât a luat ăsta de mare? Mă duc, dar nu știu nimic. Hei! N-am întâlnit. Doi odată. Păi nu la râmă. Nu e la râmă? Nu. No. Nu mă cunoașteți? Din vedere. Eu sunt producătorul de muște artificiale, de pescuit și cu linia asta de muște prindem biban. Eu le fac și le vând. Eu m-am gândit că sunt... Nu, am lume. Filmare aici tot. Am 1880 de filme. Dau la toți pești. Și am zis să-i facem ce? Cum vă zic pe băieții, zic, cu rămeze. Nu, biban la rămeze, am luat 30 de kg în 4 ore. Asta îl rupi. Nu mai bași momeală, nu te prinde nici poliția. E legală. Am și eu. De-aia mă gândeam, zic, bă, de ce nu dă la uechi, la beregată, că așa îl prindeam la musculiță artificială. Am și eu acasă.
Eu sunt producătorul de muște. Nu ai văzut muște. Ce e mașina aia, sus? Am filme. Ia, pe YouTube intra... E fir textil. 500 de pe? Textilul? Nu. Da. Mi-e mai frică de ăsta că e de 16. Nu are, da. Dar ăla e de 20. Mm. Am acasă băgat mie așa, că a vrut. Băgați... Fii atent că n-am plâng cu aima ta, ai cum îți vindești adânceiri cu căca de la... Păi stanițăl ăla să nu fie pentru oblete. Pentru oblete? Aaa. Nu. Eu chiar m-am și miraculos, bă, să iasă la rămas de pește așa, zic. Și câte doi odată, zic, e prea de... Au luat și 400. Dar știi care e sat... E bine că... Deci, acum, mergi. Pentru parașutul ăsta, îți face dosar pe altcine pe lucru. Păi și nimic și obrăz. Pe ce apucă? Sunt în grădină. E și riscant și... E riscant, pe și bani e riscant? E... Cu asta? E legal. Că n-am firmă. 2003 vând la muștele. N-ai treabă. Păi vine tot o idee, zice, n-ai voie nici cu asta. Știi că n-ai voie și cu asta face. Nu, păi e scris în lege. Ce mă bucă, pe mine muscă. Dar... E muscă. E, da, e muscă artificială. Da. O imitație. Da, da, înainte, da. Nu e ca un fel de japcă să dai da, în da, 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 cum știu ce e. Jos și se repete el. Cum să-ți dea ulea, cum să-ți dea la oblete înainte. Da, păi dăm și la oblete. Da. Dăm la toți peștii, ce mi-a încurcat toți șerpeci. Că îi să prind cât... Să... A? Să prindem banc. Că nu... Mâine suntem aici, pe el. Auzi, vezi, și cu aia nu merge? Cu ce? Muștile artificiale alante? Unde? Ba da! Da, da, vezi că astea sunt altfel. Orice mu... Da, e la Bibana fac... alte pe culoare mai altfel. Fac niște alte modele, multe modele, dacă am 1000 de modele. Un tiro pe și e vezi, altfel. E migăle la dracul ăsta. Păi asta e 7,50-400 fără plumb. Na, da direct, nu fă o... Da, e cu ea n-ai treabă, să o pun pe 18-20, aici rupi bani două. Dar e riscăm, adică și... e migăle la vreo. Am văzut păi, atât păi am filme cum să leagă muștile, dar trebuie să iei ligul, să-i menine, să stai de el. Trebuie să o faci, adică. Ce să faci, mai bine cum? Vezi că și la notaia cel înainte, să punea la ăla de atât, trebuia să-i faci 7 legături, la altul îi dădeai 5, la altul îi dădeai... Nu, dar e frumos stilul, să descolo pe puteri cu unde. Și acum am scos și un buldos cu fundător, știi? Adică dau și vine ușor între apă, strag-opresc, strag-opresc și nu mai rupi linia cu plumb, că dacă e structură jos, ai înțeles? Vedeți pe Gabriel Ivan, dacă scrieți pe YouTube, vedeți? Bă, la trâici, nu dă-i la trâici. Dar să zice ce frumos e. Eu le explic și la băieții ăștia și la toți, bă, țuduri. Și fir textil. Pentru că eu la început n-am știut să prind peștele. Până n-am băgat băzduri, că ce se întâmplă? Când ai băzduri și tragi, se trage musca. Și slăbești și dai înțepături, vezi? Și el când o miști în apă odată, el apucă în gură. Și când ai dat a doua, l-ai înțepat. Că ai tras firul repede. Dacă ai vârful moale, să îndoaie vârful. Și n-ai tras, s-a scuipat-o. Și ei nu vrea să asculte. Ce nu dăm, domne, la dur. Dați la moale până vă splictise, că eu dau de 20 de ani, am văzut. Am învățat, da... Da, ei, și zice, domne, am luat și noi. Când mănâncă peștele abundent, mai ia și ei. Dacă nu mănâncă și e prudent, nu e nimic. Stai la amiază și cu asta îl rupi, pentru că el... 1.200 de ori, așa face. Uite așa, pac, 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 și scuip. Da, deci... Și asta e frumusețea, e... Și mai e frumos că nu mai bagi momelă, nu mai stai. Dă peștișor, dă. Nu mai ai grijă la momele. Ce să schimbă timpul. Mâine cred că dăm pe ploaie. Dar n-are nimic, vin la filme. Păi să vadă băieții. Filmele, că dacă vede că se ia biban la golești, vine mâine. Ia uite ce-a dat în ea, uite. Ia uite. Fii atent ce fac acum de sfășor tambur, să nu rupă fir. Ai văzut? Acum e prea mult. Asta e frumusețe, uite. Pe furtuna asta, să tragi de bibani. Ia uite-l cu... Acum dă să scape, trag ușor, să o ia în sus. Asta e cea mai mare frumusețe. Într-o zi la Walt, nu... Uite, mamă ce-a... Mă duc după el. Ăsta a dat la musca mai mare, aia de sus e mai mare de 14. Într-o zi dădeau la parașută și nu lua nimic. Știi câți muscari am făcut într-o zi? Le-am zis, mă, vreți să vă arăt cum să ia 5 kg într-o jumătate de oră? Face? Da. O, stat lângă mine. 5 kg le-am luat într-o jumătate de oră. Și după aia au cumpărat linii de muște. 26...
Uite, vezi cât e de mare, am muște și mai mari. Dar când mănâncă mai bași pe finețe, am muște de până la 10, de 8. Dar nu e cu mic? Păi eu șmecheriș la astea. Numai că ăsta nu e de super calitate ce am eu aici. Am și unele de super calitate, dar eu producătorul nimeric cu asta. Făcui repede alea. Sunt unele ascuțite electrochimică, alea crimă. Și când nu mănâncă la mare, bași mai mică, adică îi bași de 16. Nici nu agă structuri, nici nimic, dar ăla dacă înțeapă iac de albină. Contează calitatea, da. Nu, e făcută de mine. Full gola e de calitate, n-ai ce. Lipită, dai un an de zile. N-ai treabă, e făcută ca lumea. Mai vine ăstea să mai cumpere muște după 4 ani, face. Dom'le, mi s-a mai dus vârful la cărlic electrochimic. Păi câți ani are? Păi vreo 3-4 ani. Băi, hai să le schimb. Și într-o zi, în 4 ore, am luat 30 de kg. Și cum face la barcă? Pe 3-4, 30 de kg. Distracție, știi? O, uite, vezi prăjeala că o să face cu musca? Imenea, dintre porceloi. Mai te chinui acu cu un bageală. Și acum, pe seară, să vă spun un secret. Acum bag muște mai mari, stau noaptea, că începe șalău, să vezi așa. Luam câte 12 kg. Tot la muscă. Păi nu i-am învățat eu. Păi nu, prinde de aia mici, dar noaptea să ia mai mari. Până la jumătate de kg. O, acum, dacă vrei să mănânci, îl iei, ce trebuie, mă? Pe criza asta, am umplut un buzunar, ia să vedem dacă mai are. În general, acum seara vin la mai la mal și vânează ăștia mari. Ia. Păi, e lucru bun, adică. Dai de 3 ori mâine și de mână și pac, s-a intrat tot pește. Da. Cu plumb cu tot e la 10 lei. Păi nu, pun, iau mâine niște fir, știi care e bun, îmi spun eu, că când le mai rupeam până structuri sau până ăsta, băgam de 22. Dar îți dau și buldo. Două buldo, 5 lei. Ăla e pe viață, nu mai rup nimic aici. Și, da, dacă, păi nu de ăla, nu, no, păi nu merge. Cu piatră în el? Nu, plastic, e plastic. A, nu ăla. Nu ăla, n-ai ce face cu ăla. Nu-s bune, sunt anumite modele, nu, și le-am făcut acum, fără să pun vârteje în ele. Nu-s bune alea, alea știi de ce nu sunt bune? Uite, acum dacă bate vântul, sunt curenți și tu tragi alea oia în sus, oia necontrolată. Am eu unele făcute mișto din preformă și făcute, nu le mai pun agrafa în ea. Nu mai pun agrafa în ea că ruginește, știi? Și le pun direct tortiță, da, ai pe viață, ai pe ăla ești buier. Ai pe ăla și o linie de muște, două, gata, la revedere. Băi, nu. Nu, dar ai cu ce face treabă. Uite acolo la baraj în stânga. Știi cum dădea Andreea pe derupea? Nu trebuia să o lași pe fund. Bă, mă, e. Să ia și la plasă, cine a zis că să ia? Să ia și la peștișor dacă vi se dai. Dar nu, mie mai drag la asta. Să-l mai enervez așa. Am zis să-l mai caut și eu, stânga, dreapta. Și să mă bau și eu mai încolo de voi. Să dau o testare, cu toate că e. Da. Vin aici, al test. Păi am filme, acum filmez o zi întreagă. Eu pe filmele... Cum? După masa mine? Cred că o fi mai devreme. Nu l-a fac un golul, iau cu o linie de-aia cu... Cu plumb? Da, cu tot. Da. Se cele ceva. Stai cu lenzi, iau-mi un fie de 20 lei, că ăla e bun pentru ăsta. Nu ești ceva mai bun, că nu stau eu. Eu am venit să-i trag cu ceva.
Da. Nu, e bun, te bagi acolo, acolo pe lângă baraj sau la curenți. Cu asta și ce faci la curenți? Acolo nu poți să dai la asta, știi? Prinde și oamenii, are. Că nu e prima dată când îi văd. A, prinde, nu zic că nu prind. Dar vreau să zic randament maxim. Un băzut. Am prins pește, am făcut pește. Păi nu i-am învățat, nu, nu le fac eu muște, ci le fac. Acum le făcui la unul două linii, unul vrea să dă oblete, dar cu aia iei și biban, cum am eu pe ăstea mici, și unul le făcui de biban, mai mare ce. De 14, cum a cerut eu. Nu place, eu am muște de la râmă. Chiar și sunt revenit, chiar am și vorbit, bă, zic, dăm acolo, zic, eu bag pula, știi cum am prins? Dar simt la mână, că-mi zic. Ai auzit? Am mergit la un pisic, da. La bun. Eram... E prost cu controlele, nu-i poți să știi. Cu alea, e prost cu controlele astea. Hai, da. Trebuie... Acu pe seară, spun eu, trebuia unele mai vizibile cu verde. Mai vizibile am unele cu codiță de aia verde fluorescent. Am unele și de luminează, dacă pui la antrenabile și luminează ca alea, cu vopsea fosforescentă. Da. Le-am făcut toate... Toate bunătățile, zi mai... Faci vânzare cu date? Da. Dar acum am trecut la activitatea a doua, filmări, video, fac filme, am un sistem de publicitate și mi-i intră bani în cont. Ai înțeles? Și acum mi-am luat baterie, filmez o zi între ele. Stau aici, filmez și intre bani în cont, omul se uită la televizor. Uite, domnule, ce prinde Gabriel. Colo, colo, știi? Și mi-intre bani în cont. Dacă nu mai m-a angajat nimeni. Nu aveți magazin? Păi nu, am doar producție, numai, nu stau la magazin. Da. Stau să mă distrez, să-mi trăiesc viața la magazin. Până-i plecat la extraterestri și după aia eu așa trăiesc, așa învăț și pe alții care n-au noroc. Uite, nu te angajează nimeni, stai acasă. Zice, domnule șumer, unde să plec, bă? Stai, faci un canal video pe YouTube care e gratuit, iei o cameră și înregistrezi și îți intre banii în curte. Când dezvolți canalul, după aia nu mai trebuie. Dacă ajungi să iei 20 de milioane pe lună, te duci tu de drag să faci. Am pus și filmul cu tăia porcul, mi-aducea la filmul cu tăia porcul cu $5 pe lună. Dacă ai 100 de filme, dă-le, ai $500. Și făcute din plăcere, adică, știi? Păi cine să te mai angajezi? Nu te mai angajezi nimeni. Nu vezi că lucrăm toți pentru străini. Că platforma de la YouTube tot a străinilor e. Ei iau o parte din publicitate și îmi dă și mie o parte că lucrez. Deci e un lucru pentru străini. Pentru România nu mai există. Dar e bun și ăsta, mulțumim lui Dumnezeu, că dacă nu era nici ăsta, trebuia să mâncăm râme, să alergăm după broaște, după... Deja acum nu mai. Ei controlează, n-ai ce a zis Ponta. Domne, stați ca să vină oamenii noștri de la Bruxelles. Alea cu Ponta. A. Ce nu știu. Sunt jocuri mari. Sunt jocuri mari, păi și alții n-au luat. Sunt jocuri mari. Păi străinii aia, cum ne-a furat străinii aia țara așa, a preluat controlul și ne-a furat tot? Cu cine? Cu mine sau cu tine? Cu ăia au luat, cu toți. Toți parlamentarii au fost de acord, ei au hotărât. Privatizăm, n-au zis tot așa? Acum mai era una, face, domne, avem și noi o întreprindere de asta la Hunedoara, domne, energetică, și făcea, domne, curent pentru toată țara. Ăia nici nu băga în seamă. Păi ce mai... Cine te mai bagă în seamă ca producător român și nu mai ai acces la... Jocurile sunt făcute, noi suntem piață de desfacere și muncă pentru străini. Și parlamentarii au conturile pline și trăiesc la Bahamas și la alea. Și noi muncim pentru străini, asta e viața. Ia ușa dată asta în ea. Hai, gingele, mâncați așa să pescuim la Michigan, bă. Am zis să mă duc la Michigan, la americani ăștia, să învăț că nu știu nici ăștia, mă. Dau de 20 de ani acelea. Și m-a contactat un băiat din America. Ai înțeles? Și a zis, bă, ăștia au bani, au de toate, au pești, dar nu știe să-l prindă. Vine fratele Gabriel, ia uite-l. Și îi învăț eu la muscă. Îi învăț la muscă imediat. Păi solții se iau ușor la asta. Păi avem un prieten care
prieteni care ia scurt. Ba, vedeți că ia vrei. Nu se ia? Solți după biban. Nu, ăștia se ia repede de tot. Nu știi cum se ia? No. Cum? Bagi un băs pe gură. E o cutie de pateu. Le-am făcut și filmul, că da, din filmele mele învețe. O cutie de pateu și îi dai flori ca la răzătoare. Și bagi un băs sau o coadă de lingură pe gură și de la coadă către cap, în răspăr așa, să ia solzul imediat, dar să nu fie uscat, uscat, dacă e ca acum imediat. Și rămâne pielea cenușie. După aia îi dai cu sare, că se ia imediat, știi? După aia îi dai cu sare, deci, fă ce spun eu dacă nu imediat se ia. Îi dai cu sare vreo 20 de minute, după aia faci ou cu făină, îl dai până ăla și îl bași la prăjit sau la cuptor. Mănânci de muri. Dar mănânci și pielea aia, știi? Dar știi cum îl mănânci? Păi ce o să ia imediat în 10 secunde? Dacă îl faci, îl mănânci, e proaspăt, dacă îl faci. Îl bagi la apă. Dacă îl faci... Dacă îl faci... Vrei să-l mănânci mai repede, așa mai... Mai ca lumea, că... Mi s-a umplut buzunarul. Știu prietenii mei dacă mai stau. Ia să vedem, să revină zoom aici. Așa mă, tata. Oricum nu mă așteptam, trage foarte frumos. Vă așteptăm la Golești aici. Am făcut treabă și pe dig anul trecut. Păi e prima zi acum. Vin și pe dig, pe dig. A, e prima zi aici? Da. Nu, anus. Da, mai bine, dacă îți zicea că vin cu controlele cu astea. Da, mai bine. Păi acum, că dă drumul. Mă, e bine să-l protejeze, știi de ce? Că dacă îl protejează, tot pentru noi e bine, mai avem pește. Da, e barajul mare, nu? Barajul mare. Luai și pelerina, zic, bă, dacă începe ploaia. Păi noaptea ta e vorba că ploaia, că ai dat ploaia. Da, păi se vede la Pitește, uite. Frumusețea e mare, dar și peștele e bun, că e proaspăt. Ăsta îmi place cel mai mult. Deci e singurul pește care îl mănânc de plăcere, dacă îl fac și cu ou pane. Păi la alții pun deoparte și mă apuc de ăsta. Da, cel. Dar cu ei mai prânz, vezi că vara dacă e oblete și are panglică de-aia... Că mai au panglică de-aia, nu pot să-l mănânc, trebuie să-l spargi. Aveau și bibani ăștia pe la Olta, aveau niște vieri de aia roșii pe-n carne, i-am filmat eu. Da. Acum poate să apară și șalău ceva. Mă duc și... Păi eu plecai la testare, așa să văd. Îl dau cum... Făceam și o treabă după curba aia când era. Când venea și dădeam la musca ce. Nu prea trăgeai nebii pe drum. Dar și dacă găsai banc, îi se așează, văzut? Băi, cum ai luat, bă, la drăcire aia? La drăcire aia ai luat-o? Nu. La măgăria aia, care e bine aia? E tot de bani, bine. E dacă trece bancul pe acolo, nu e. Păi da. Dacă trece bancul, ai noroc pe banc. El se mai plimbă bancul, se duce după peștișori. Păi fugeam noi după taluți cu Dragoș.
mai e pește ca urat, nu mai e. La Maihali și Alău, că el s-a dezvoltat. Nu mai e pește ca înainte, pe venea.